Viceprimarul Fănică Bârlă va petrece 10 zile din luna septembrie în Statele Unite ale Americii, alături de alți primari și viceprimari din România. Invitația a fost primită de la Administrația Publică din România, care, la rândul ei, a fost invitată de instituția omologă americană. La invitația reprezentantului Administrației Publice Americane, domnul Warren Werner, este o deplasare în care e o delegație română de 20-25 de persoane, viceprimari, primari din mai multe municipii și din capitală, din municipiul București, viceprimarul municipiului București. Deplasarea este pe o perioadă de 10 zile, este o vizită și de studiu. Primele două zile de studiu vor fi dedicate administrației publice americane și se vor desfășura la Washington, capitala Statelor Unite. Și patru zile în Orlando, două zile direct vor fi un fel de cursuri, de seminarii în Miami. Probabil că vom avea foarte multe lucruri de învățat, dar noi ar trebui să ne învețe americanii să facem ce fac ei cu bani mult mai puțin. Asta să vedem dacă sunt în stare să ne facă un training de administrație eficientă și în folosul cetățeanului, dar cu banii care îi avem noi de la buget. Este mult mai greu. E ușor când ai bani, faci orice. Între 4 și 15 septembrie, vicele Fănică Bârlă va învăța câte ceva din stilul unui vice american. Încerc să învăț cât mai multe lucruri, să prind cât mai multe lucruri. E o diferență totuși între un continent și altul. Există o altă mentalitate, bazându-se și pe alte fonduri, alte rezerve, dar sper să prind lucruri care se pot implementa în administrația locală în România și să fie benefice pentru cetățeni. Viceprimarul Bârlă stăpânește bine două limbi de circulație internațională, franceza și rusa. Din păcate, vorba iancheilor este mai puțin familiară. Totuși speră să nu se rătăcească prin lumea nouă. Pot să mă exprim în limba engleză cât să nu mor de foame și să pot să ajung acolo unde îmi doresc. Nu pot să am o conversație literară sau nici măcar o conversație foarte fluentă. Eu am făcut franceza și rusa avansat. Și am prins engleza așa pentru că am fost obligat să învăț, să mă autoeduc și în limba engleză. Nu este limba mea pe care o stăpânesc foarte bine străin. Ca orice român care a așteptat venirea americanilor ca pe o minune, vom aștepta și noi întoarcerea domnului Fănică Bârlă, mai viceprimar decât înainte și evident cu cât mai multe proiecte utile pentru orașul Buzău.